face aici? Și organizez, bă, așa, ca un soi de colțișor sfânt, mă înțelegi, un loc de rugăciune, ca-ți mă vază bunuțul drăguțul să mă primească în oastea lui de preot. Păi dacă vrei să te audă bunuțul drăguțul și să te ia oastea lui, învață-l ai... Doamne, iartă-mă, o slujbă până la capăt! Și strânge astea, că n-am chef să-mi aduce aminte de mămica și să am numai coșmaruri. Nu strâmbă nimic, că jumate-i camera mea și jumatea mea de cameră faci vreau eu, clar? Da? Să vezi când îi spune lui Pupăză cum ne avem pereții cu candela și cum o ademenește aici pe cotoranța de maică-mea cu mirosul ăsta de tămâie. Na, bă, că nu mai iese niciun fum. Ia zi, cum îți place El Macho? Este... Ai zis că ți-e somn? Uite că mi-a trecut. Dar ce mă chestionez așa? Ce, eu n-am voie să vin în control când vreau? Ce, nu-i și barul meu? Păi, nu ziceai că e al tău? Ba da, el e doar asociat cu mine, dar se ocupă mai mult cu logistica, cu aprovizionarea, chestii de-astea tehnice. De entertainment și de cliente mă ocup eu. De fapt, el vrea să spună că este mascota barului. Că toată ziulica nu face decât să se fâțâie printre mese și să agățe gagici. Bogoașa, dispar de aici cât te așteaptă navetele. Păpușică, eu sunt patronul, nu se vede? Păi nu se vede. Că un patron adevărat ar fi servit fata cu ceva. Barman, un cocktail pentru domnișoara? Din partea mea. Bă, din partea mea, că eu l-am comandat, băi. Din partea mea, nu. Bă, din partea mea, că i-a zis primul, dar trebuia să faci ce. Nu vă mai certați. Pot să beau și două, și trei, și patru, dar sper că nu vreți să mă îmbătați. Nu doriți să ne mai faceți o vizită din aia inopinantă? De ce? Vreți să mai închideți odată ușa în nas? Dar nu eu am închis-o, șefa, Chiorete. Da, pentru că era dezbrăcat și s-a speriat. El e mai complexat, așa știți, dacă înțelegeți unde bat. Că de-aia l-a lăsat și fata aia din Spania, da. Poponețule, ție nu ți-e rușine? Nu, că eu m-am obișnuit cu el, așa că îl văd în fiecare zi. Măi, nu ți-e rușine să-mi spui așa ceva? Mă iertați, șefa, eu am crezut că un șef trebuie să știe toate problemele subalternilor. Păi eu mi-am rezolvat problema. Da, nu e la ce vă gândiți, la tablou mă refer. Da, l-am scos și am pus un afiș cu incoruptibilii, ca să mă motiveze profesional. Vreți să-l vedeți? O să vreau la un moment dat. Astăzi? Nu, că am ședință, poate mâine. Vă aștept cu ușa deschisă ca să nu mai fie probleme. Dar cum scap eu de țărănuși? Ce caut la tine în dormitor? Mamă, mamă, dar muși n-am mai făcut muierea aia seară, frate. Ce pocupă mi-o fi făcut? Mare, că e ardeleancă. E antrenată cu Polincă, nu? Mai din cauza ta, că a trebuit să faci tu pe grandomanul să arunci cu cocktailuri în stânga și în dreapta. Dar cine a început, ha? Cine a spus să le ai că eu sunt băiatul cu naveta? Ca să par tu șef, că dacă nu te lauzi cu banii, n-ai niciun succes în ultima vreme. E spre deosebire de tine care n-ai avut niciodată. Auzi, pe cât pune în pariu că eu pot să agăț și fără să spun că sunt patron? Pe cât? Hai, pe 10 milioane? Hai, hai. Pe 10 milioane. Da, mă, ok, am înțeles. La ora 8, la El Macho, etnobotanice, corect, gata. Îți mulțumesc frumos pentru pot. Ce să mai rămân dator, adică... Aha, adică nu rămân, bine, salut. Ai auzit? Ai auzit? Gata! O nouă țapă de la Matiescu, ce sau? Nu e vorba de Matiescu, aici e vorba de un informator serios. Și fii atent, la 8 trebuie să fim la El Macho. Și să nu vorbești cu nimeni, pentru că avem cârtițe în secție. Da, și vor să ne saboteze acțiunea ca să nu ne evidențiem noi la șefa. Păi nu aflu eu, mă, care-i cârtițele alea, mama lor de cârtiți. Bă, dacă nu-l pun pe Asilică, până le scoți ochii alea, dracu. Ce să scoți ochii la cârtițe, mă, că n-au ochi. Țărane. Ia. Hai, mă, șef.
Iar îmi dai amendă că am trei copii acasă. Oh, știu, sigur, studenți. Și trebuie să-i și alăptezi, nu? Băi, termină cu prostiile. Te-ai închemat aici? Dacă vrei să te scapi de amendă, să mă rezolvi și pe mine. Te rezolvi, șefule, doar știi că ești feblețea mea. Termină-te, că nu-i în sensul ăsta să mă rezolvi, și nu pe mine. De fapt, pe un coleg de-al meu. Fii atent cum trebuie să faci. La ora 8. Bună! Te rog, ia loc. Eu sunt pe aici de când s-a deschis barul. De o asemenea ființă minunată, încă nu am văzut intrând. Pupăză G. Grigoraș, actor de telenovelă. Mi-am jucat propriul rol. Am fost, sunt și voi fi un macho man fierbinte. Wow. Nu zici că m-am încinsit lângă tine? Dacă îmi dați voie. Vă rog. Am auzit discuția fără să vreau și mi-am dat seama că sunteți încinsă. Am pentru noastră exact ce vă trebuie. Multă gheață. Costello Donuts, zeul sexului. Actor de film, nu de telenovelă. Băieți, mă scuzați, dar am puțină treabă. Ne vedem mai târziu. Cu mine se vede mai târziu, pe mine mă țin de mână, da? Pe mine mă țin. Încă mai simt. Asta ne-a lăsat pe noi pentru o perete? Vă așteptăm. Dar de unde știți, Matale, că eu sunt polițai? Te-am văzut odată în uniformă și eu sunt topită după bărbații în uniformă. Ce vorbești? Mă fierbântă. Mă, rău. Domnișoare, eu să știi că oareșcum acum sunt în timpul cirviciului. Adică nu crezi că e momentul a avea discuții dintre astea total neprincipiale? Trebuie să fac o anchetă pe acelea. Perfect! Ce? Asta înseamnă că pot să te văd în exercițiul funcțiunii. Și asta mă fierbântă și mai tare. Nu fi nebună! Pătăresc! Bău! Ce tal dracu râpiți! Ce mai bună! Ce faci, mă, chiarete? Aici, tu calci pe domnișoare! Băi, hai că s-a anulat misiunea, rămâne pe mâine seară, mai încercăm. Dar ce făceați voi aici? Ce să fie? Ia, continuați. Dar nu continuăm nimic, în micuța. Să-și ca fică, eu am iubițica și nu îmi perc în bucul de străbără. Aoleu, uite! Băi, coperete, dar n-ai fi de jenă. Dar uite, mă, fă! Bravo! Bravo, mă, încă o dată. Așa, bravo! Bravo, Suzette! Hai, mă, șefule, ce naiba mai pus să combin unul deja cuplat? Nu e cuplat, mă, îi se pare lui că e cuplat, mă. E drăguță de una care a rămas în Spania, mă, lasă-mă că știu eu ce fac. Băi, reportăm misiunea pe mâine seară. Asta dacă vrei să nu plătești amenziile. Sfințește, doamne, acest colțișor și apă-ne pe noi de păcate. Scoate-le, mă, apară că mă țin de cuvânt și spun lui Pupăză. Dacă vrei să te călugărești, du-te, mă, în pustiu! Bă, tu mă dai, dracu? Ce te uiți ca bou la vițel? Sau invers? Ce, nu știi că pustie și a de dracu? Că acolo zice toată lumea, ducă-să pe pustie! Și să știi că nu scot nimic! Că am vorbit cu bunuțul drăguțul de el și armia lui de înger o să protejeze pereții de miros și de fumul de la tămâie, na? Ok, tu ai vrut-o. Pupăzai! 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 Gogule de țipi! Ce e aici, mă? Loc de pelerinaj? Mărlane, tu ți-ai adus moaște? Nu, bă, sunt eu mai gras așa, dar să știi că nu nasc. Îți place în ce hal arată camera, mă? Îți place, mă, cum miroase?
fă ceva, că e și vina ta. Și în curând o să miroase tot la cavou. Bine, te pupăză, că nu miroase nimic. Am luat tămâie de-aia light, ca să nu miroase. Și să știi că dacă mi interziști să practic meseria asta, nu o să-i examenul de popă și adio Mirabela. Și odată ce am zis adio Mirabela, adică îmi zice, ia adio Mărlane, nu mai pot să mă mut cu ea. Și o să rămân pe capul tău, adică pe banii tăi, pe la sfârșitul vieții. La mulți ani trăiască. Păpăzăna, spunea că mirosul ăsta de tămâie poate să o atragă aici pe cotoroanța de mămica. Poate, dar dacă mi interzice o să vie sigur. Că o să o chem eu, că am fost prigonit de iuzi ăștia, de anticriști. Anticriști ești tu! Terminați odată cu tâmpăinile, că vreau să mă odihnesc. Gogoașă, e și camera lui, așa că împărțiți dormitorul ăsta în două și fiecare face ce vrea în jumătatea lui. Dar cu o singură condiție. Să nu o mai deranjați. Trădătorule. Țeapă, păcătosule. E, păi dacă sunt păcătos, îmi fac și un altar, bă. Îmi fac și o capelă. Dar una sextină, mă. Că de-aia mi se spune zeul sexului, bă. Ia, mă, să-mi pun și eu icoanele mele, că am și eu. Am și eu icoane. Uite, bă. Ia uite aici. Ia uite aici. Ia frumoșață. Una. Iartă-mă, Doamne, că bune mai sunt, ducă să păpus. Iartă-mă, Doamne, dar ce-i frumos și mă tare îți place. Aliluia! Băi, ce faci, bă? Aliluia! Nu da, mămică, nu da, nu da! Țara-l tău a fost zis să stie. De ce trebuie să o visejăm, mă, pe mămică și nu tu? De ce să o visezi? Și să nu o vezi, pe bune. Ce-ai făcut, afurișitule? Nefericitule! Ce-ai făcut, templu? Ca păgânii? Și mai doar și cu fundul la el? Tati! Stai, bre, nu mai taci! Scoate imediat astea afară de aici, până nu te trăznește, domnul! Cum să-ți faci, mă, capelă în dormitor, nefericitule? Să zice prea fericitule! Taci! Taci și strânge tot! Vezi că vin și te verific! Păi, de ce pleci? Bre! Dama ta cum va ești, Gogu? Ce faci, nefericitule? Mă faci impostoare? Dacă nu crezi, ia, ia-și verifică. Stai, ia, ia, Tomare, credincioșule, ia! Las-mă paci, că nu-s Toma și nu-s necredincios. Stai, o să-ți verific băștile numai tale. Uite că strâng și le duc. Strâng și duc, da. Tantile, am... unde ești? Am visat, să-l dragul. N-ai visat? Chiar a fost aici. Ți-am spus că o atragi cu mirosul ăsta de biserică. Păi și dacă a fost aici, cu tine de ce n-a vorbit, mă? Adică n-a vorbit. De ce nu te-a trosnit? Că nu i-ai zis de banii care i-ai câștigat la lot, aud? Bă, până i-am zis. Și i-am promis că îi construiesc o biserică și a zis că mă iartă. Păi și ce, mă, eu nu i-am construit? Eu n-am fost... Nu înțeleg! Cum nu înțelegi? A venit și te-a certat pentru că ți-ai făcut altar aici, în dormitor. Cum să-ți faci, mă, în dormitor? Păi unde o să primești în uriașele? În pat? Vrei să ajungi în iad? Corect. Ce mă fac? Na 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 Ce faci, mă, aici? Mă rog, nu vezi că tanti nu mai dă voie să mă rog în dormitor, că a zis că e loc de dezbăț acolo. Ce, mă? A venit tanti? Unde? Stai că nu e aceea, a plecat și a zis că se întoarce să nu mai mă găsească cu capela în dormitor. S-o mut de acolo. A plecat? Da. Mă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, dar de ce vrei? Când naiba mai
plecat vreodată tanti după ce ne-a găsit? Stai, nu spune, nu spune. Auzi? Nu cumva era Gogu deghizat și și-a bătut joc de tine? Gogule, recunoaște că te-ai deghizat în Măta ca să sperii pe Mârlan. Hai. Bă, tu e nebunit, dar binelea nu eram eu. Era chiar ea, pe bune. Ia uzi. Da, a venit. Și n-a zis nimic când a aflat că te-ai umplut de ochiul dracului? Ba da, da, m-a iertat. Pentru că i-am promis că o să-i ctitoresc o pisică. Gogule, tu e nebunit? Tu ce faci, bă? Tu-mi cheltui banii pe icoane vers pe pereți? Taci, bă, că nu o să cheltui nimic. Chitră ce ești. Deci e adevărat ce se zice, printer. Tu chiar ești chitră. Și eu care vreau să ne cunoaștem mai bine. Dracă, nu sunt. Și uite, ca să-ți dovedesc că sunt numai minciuni, o să te invit la mine în birou și o să te servesc cu o șampanie din cele mai fine. Usulică, tu ești patron! E, unul din ei, dar bine, eu sunt ăla cel mai important. Hai, ia-o sus în birou și fă-te comodă că vin eu cu șampania. Ah, ia-o da. Sus. Pe scări. Sus o iau, pe scări o iau. Cu cine te-ai conversat, monsieur? Cu tine. Ah. Hai, pregătește banii de pariu. Ah, tău roșule! Chiar ești zeul sexului? Costello Donuts, zeul sexului. Actor de film. Nu pot să cred că m-ai și dat în felul ăsta costumația lui tanti. Cum ți-a venit ideea? M-am pregătit în caz că ne mai vizitează Mârlan neanunțat. Pentru că e sus în biroul meu, luzăre. Am convins-o, normal. Cu ce? Cu șampanie de-asta franțuzească cu finețuri? Adică tot laudându-te. Păi așa pot să fac și eu, păi. Păi se faci și tu, ce să zic. Dar de ce mai coborât, dragă, că urcam eu acum? Auzi, păpușel, poți să-mi dai și mie numărul de telefon al coleguțului tău, Costello Donuts. Dar de ce? Lasă, iubițel, că nu mai e nevoie. O să-mi iau numărul de telefon singură. Ce? Bombonica, mai e valabilă oferta aia ta de ieri? Normal. Ai văzut, luzăre? Pregătește banii. Oh, erați aici. Salut, pupăză! Dar el cine e? E barmanul nostru, păpușică. A îngrijat-o. Bă, unde-ai fost, mă, până acum? Că ți-am dat o grămadă de treabă. Am făcut cu Emma niște acte sus în birou. Tu erai sus în birou. Ia zi, nu faci și cu mine un act cum ai făcut cu Emma? Ce ai zis, fai? Fugi. Ia, bă, tu pași pe covorașul de la intrare dacă nu vrei să fie ultimii din viață, că l-ai bărbată miu. Ieși, am zis, parașutul. Ieși, mișca. Ce ai făcut, mă, femeie? Ne-ai stricat pariu cu geluzia ta. Ce pariu? Ce pariu? Voi puneți pariu pe orașul meu? Dar nu cu tău orașul tău am pus pariu. Cu pupăza. Care-o cucinea pe aia câștigat 10 milioane. Ia uzi, și tu de ce nu te-ai băgat, mă, fraiere? Că dacă tot trag fufele la tine ca musca la rahat, măcar să facem un ban, zic. Păi am voie? Nu, normal! Da, 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 și vă poftiți! Vă rog să intrați, că nu pot acum să mă întrerup, că am exercițiu. Ce faci, măi? Ce cauți, mă, nebun, aici ar trebui să fii cu chiorete la bar? Știu, șeful, dar acolo a intervenit o problemă și nu mai puteam sta. De-aia am venit să-l iau în altă parte. Cum să-l iei în altă parte? Că nu e aici. Dar nu știam că sunteți colegi de apartament. Auzi, șefule, dacă tu sunt aici, ia zi, mă rezolvi și pe mine cu amenda aia. Cum să te rezolvi? Să nu trăiți. Așa, mă, ți-ai dat întâlnire fix când am venit eu. Bănuiesc că vrei să facem în trei, nu? Eu n-am nicio problemă, eu... Nici eu, dar... Adică, ba da, dar nu am... Deci termină cu prostiile! Păi atunci, dacă îți place a troa, următoarele troa juri ești de serviciu. Adică trei zile non-stop. Nu se poate, șef, ce mi-ai făcut, măi? Crâmpit-o, mai nenorocit. Mă dă afară, înțelegi? Deci cum poți să spui? Popoletule, potolește-te! Nu-i cădeam plasă lua asta, bă! Că a încercat-o și cu mine. Asta e o ponitoare care vrea te santaja după, ca să-i ștergi amenziile. Paserică mică, ia-i cu tata la secție, te pui într-o colivieră cu roasă, un țălocu, că prea te-ai fierbânta sărind în pom. Hai da!
Că te găsește, dragi. E, nu că le-am făcut, de le-am rupt. Nu mi-a ieșit nimic. Deci nu i-a ajuns lui Popa prostul. Vreau să o mai vadă o dată pe cotoranță. Ok. Deci așa înțelegi, atule. Ce vrei? N-ai făcut ce-am spus eu. Am făcut, tati, dar n-am avut hârtie. Mă, ga! Cum a ajuns asta? Că eu cu mânuțele mele le-am dus în living, tati, s-a întors singur înapoi, că nu mi-i spui. O fi fost o minune dumnezeiască. Așa-i, Doamne? Tu le-ai adus înapoi? Eu le-am adus, tântișor. Minunea a vorbit! Avocat! Sau, mă rog, tântișor. Ha, ce ia, uite aici. Ia, uite. E? Opa! Tu de unde ți-ai dat seama că sunt eu? Pentru că ți-ai uitat deghizarea ca boul la mine în birou. Mărlane, Mărlane, nu da, că te spun lumea mica. Cum să dau? Vreau să-ți mulțumesc că m-ai iluminat. Mi-ai deschis ochii să nu fac aceea capelă în dormitor ca aceea depravare. Așa că o să fac una adevărată. Cu ce bani faci, Mărlane? Cu ce bani? Cu bani de la Gogu, mi-o finanțează el. Eu? Da. Nu i-ai promis tu lui Măta că clitorești-o, că cositore... că construiești o biserică? Sau vrei să o sun să-i spun că te-ai răzgândit? Hai că nu fac cine știe cât ai biserica, cu mine scap ieftin, că fac una mică, mică, micuță, așa că să intre în living. Nu ca alți desătui catedrala neamului. Pam, pam! Dacă-mi dați voie. Am auzit fără să-mi dau... fără să-mi dau... chiloții jos. Eu sunt pe... Nu-ți mai face picioarele așa în dreptul de chel, mai... N-am mai avut niciodată femeie întreagă. Păi și dacă n-ajung popă, m-am lins pe podă asta de... cum o cheamă, mă? Mirabela. Mirabela. M-am lins pe podă Mirabela și... Stai-și, bă, că nu cheltuie nimic. Chitră ce ești. Ah!